La 3 ani de la izbucnirea scandalului legat de conducerea casei de ajutor reciproc a pensionarilor roman, litigiul privind conducerea instituției nu a putut fi încă tranșat de justiție pe rolul diverselor instanțe, aflându-se încă 7 procese. Toate acestea sunt legate de cine este în drept să rămână la conducerea instituției. Miza, susține actuala conducere a casei de ajutor reciproc, rămâne una uriașă legată de gestionarea celor peste 24.500 de lei care aparțin celor peste 25.000 de membri. Ne tot judecăm în continuare și până nu se clarifică situația juridică, nu putem face nicio acțiune de niciun fel. Vorbim de acel scandal din urmă cu din 2013. 2013. Ne tot judecăm din 2013. Enorm, da, justiția enorm. Română, asta e. Haideți să discutăm un pic și pe marginea acelui proces. Ce să vă spun? De fapt, care proces? Că în 2013 am avut 14, în 2013. Deci am început în 2013, în 2014 au rămas tot alea, în 2015 s-au redus la vreo 11, acum mai avem imediat 7. Cele două tabere beligerante se tot reclamă în instanță, contestând valabilitatea actelor prezentate în 2013 la validarea alegerilor din acel an. Dosarul 3588, de exemplu, în care domnul Tărâțe Leoreanu Scutaru și cu tot echipajul, Deliu a fost director de bancă, în sfârșit. Deci această echipă constată că ei trebuie să fie președinte și consiliu director la Casa de Ajutor Reciproc Roman și gata. Deci ei au făcut, deci în adunarea din 2013, adunarea generală a CAR-ului, atunci s-au proclamat președinte și consiliu director, au făcut niște acte notariale, mă rog, nu mai zic mai mult. Îndoielnice, să zicem, mai finuți. Dacă chiar vreți să vă zic, vă zic. Doamna Harbuz Irina, marea notară de la Piatra Neamț, a făcut niște acte notariale false, la care, pe baza lor, domnul Tărâță și echipa ne-au dat în judecată că ei sunt legali și noi suntem ilegali. Am reclamat și noi la parchet. Stați puțin, am reclamat la parchet, parchetul a cercetat frumos și, ca răspuns, a zis, domnule, actele notariale nu sunt false, numărul e greșit, numărul de înregistrare și asta e greșit. Alt dosar tranșează aceeași problemă legată de decizia conducerii casei de ajutor reciproc a pensionarilor de a exclude grupul de puciști care au înlăturat fosta conducere într-un mod nedemocratic. Actul că ne-a dat în judecată pe baza actelor lor așa acolo nu e caz penal pentru că nu are nicio urmare juridică și gata. De exemplu, mai departe, dosarul 3588 în care noi am reclamat această problemă la judecătorie. Acest dosar a fost luat de judecătoria Roman și cât a fost Tărâță Culiță, Dumnezeu să-l ierte, la Piatra Neamț, cei de aici, judecătoria Roman, l-au trimis la Piatra Neamț, judecătoria Piatra Neamț l-a băgat frumos într-un dosar și cât a trăit Culiță Tărâță, dosarul ăsta n-a existat. Două dosare se referă la contestarea actului constitutiv al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor în forma sa actuală. Modificarea constituțională, cere domnul Tărâță pe baza actelor respective și să judecă. Am cerut și noi modificarea constituțională pe baza actelor noastre. Să judecă și asta. Noi am dat afară pe această echipă din rândul membrilor la care să judecă și asta. Dacă e, o par, deci, dacă e statutar sau nestatutar. Stați puțin. Deci au fost mai multe judecăți. Deci vă dau și nume de judecători, de exemplu, în care un judecător de aici din România a zis, nu, domne, pe acești membri nu pot să fie dați afară, indiferent ce au făcut ei, ce ne-au făcut, trebuie să-i reprimim. Mai departe am făcut și noi recurs la Piatra, la Curtea de Apel și acum să rejudecă din nou povestea. Pare de domeniul incredibilului, cum de mai bine de 3 ani instanțele de judecată nu reușesc să tranșeze un litigiu de acest fel într-o instituție care administrează banii a mii de pensionari. Adunarea Generală, care este organul suprem al acestei organizații, hotărăște ceva. Bun, noi am prezentat situația la Adunarea Generală și Adunarea Generală din 2014, din 2015 și din 2016 a zis, domnule, deși sunt dați afară, rămân dați afară din această organizație, nu avem nevoie de niște așa membri în această organizație și salut. Și au dat în judecată Adunările Generale ca au îndrăznit să-i excludă. Și acum se judecă și treaba asta. În fapt, este vorba de același litigiu, care este întors pe față și pe dos în 7 dosare, fără ca vreo instanță să dispună coroborarea acestora într-un singur dosar cu un singur litigiu, în care să existe o hotărâre simplă și coerentă despre legalitatea sau ilegalitatea deciziilor luate de o tabără sau alta.
Conducerea ce are pe Roman a sesizat inspecția juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, rugându-o să se pronunțe pe această speță. În fapt, litigiul de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor are și o miză electorală extrem de mare. Actuala conducere susține însă că, în ciuda faptului că instituția poate fi considerată ca una dintre cele mai puternice din țară, există și o fragilitate foarte mare a acesteia, dată de faptul că, în cazul în care s-ar împrumuta fără respectarea statutului, sacul cu banii pensionarilor s-ar goli într-un termen relativ scurt, ținând cont că procesul de recuperare a restanțelor este acum foarte greu și costisitor, făcându-se doar prin executor judecătoresc.